Mica Cojocaru, meșter popular din satul Mihai Viteazul, comuna Negureni, județul Botoșani, este una dintre cele mai vestite țesătoare din zona Moldovei. Întreaga sa viață a fost legată de stative, deși mai brodează, croșetează, organizează șezători pentru nevestele din sat și are grijă și de generația în creștere. Cel mai mult se poroie pe lângă ea cea de-a noua nepoțică, Ecaterina. Lucrez de mic copil, din clasa a doua, a treia. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez, mama mea lucra. Și ce nu lucrat, i-a învățat de la vecini, de la neamuri, la care și cum o știut. Știu, să torc, să țăs, să croșetez, să împlinesc orice, orice, orice. Și acum lucrez, le cer în dungi, cum spuneam noi, în scaune. E lână naturală, lână naturală. Nevopsită și e mai bună, nu-i să vopsești cu chimicale, mai ies, mai nu știu ce, dar asta nu ies. De ce să spală, să faci mai frumos și mai bună? Și nu... Tu stai hopa, uite, intră aici. Și da. Pe cine o aveți ca asistentă? Și asistentă am pe nepoță ca mea. Cei mai mici am nepoate mai multe, mai mari, care... O am și căsătorită, am și una la Botoșan lucrează, asta am, ceilalte care în clasa 12 acum, Nicoleta, toarce, Loredana, croșetează, țesă, orice se pricepe la orice. Și le place și fac eu, le place. Da. Și pe lângă mine am luat și nurorile mele, că le place și lor să lucreze. Viața satului ar putea să le plictisească pe unele persoane. Nu au casă de cultură, cinematograf sau teatru, dar aici la doamna Aurica și-au găsit ocupație pe plac. Ea nu numai că le știe pe toate a le aranja în gospodărie, dar se împarte cu cele mai mari secrete meșteșugărești. Noi iată facem șezători. Ne strângem într-o joi la o familie, în cealaltă joi la alta, în cealaltă joi la alta. Lucrăm, facem chiroștii, plășinte, un pahar de bere, dacă se poate că altceva pentru femeie nu prea merge, așa numai de, la urmă, bineînțeles, după ce încheiem lucru. Și dacă altceva n-am putut să învăț în viață, noi am fost mulți copii la părinți, când nu m-am dus la școală mai departe, m-am ocupat de asta, din pasiune îmi place și aia și fac. Și nu fac nici pentru câștig, nici pentru... Fac îmi place. Și vreau să vadă și tineretul cum am crescut noi și cum a fost timpul înainte. Că o să întoarcă înapoi și o să le placă și o să le... Și nu pot spune că nu le place. La mele le-am împărțit ce am avut, așa le-am dat la fete ca să aibă. Că am zis, mâine, dacă mor pe urmă, cine le... și le-am dat la nepoate. Când noi mai fi eu, ele ar să vadă ce-o făcut bunica, să fac și ele. Noi la șezători, atunci când ne întâlnim, nu bârfim, dar tot mai pișcăm așa câte un nărav din sat și poate prin critică se mai îndreaptă unele rele, că tare multe mai apar prin presă la noi în sat, nu. Și de aceea atragem așa câte un semnal de alarmă despre cumătre, despre vecine, despre toate. Nu e așa? Așa. Așa, ia să auzim ce știți voi despre... Cumătre, de exemplu, că aici suntem la cumătra Aurica, doar să-i o tragem așa prin critică. La cumătra lăudată, la cumătra lăudată, casa e nemăturată, tra-la-la-la-la-la, și rane pierdănată, tra-la-la-la. Casa e nemăturată, tra-la-la-la-la-la, și lăna neperdănată, tra-la-la-la. La cumătra lăudată, la cumătra lăudată, grădina e nelucrată, tra-la-la-la-la-la, și teara neterminată, tra-la-la-la. Grădina e nelucrată, tra-la-la-la-la-la, și teara neterminată, tra-la-la-la. Mai glumesc, mai cântă, dar cu acul și cu suveica în mână. Alături de meșteriță sunt cele trei nurori, o nepoată mai mare, vecină, cumnate și prietene. Cu forțele proprii și-au țesut catrințe și brâie. Iile din această zonă sunt brodate în special cu pomul vieții, ornamente florale și mai puțin geometrice. Toate sunt confecționate pe pânză de casă. La noi, la Mihai Viteazu, așa, din comuna Ungureni, se face pânză de casă, cineva ne-a contrazis, dar când am arătat un val de vreo 80 de coți făcut, s-au convins că într-adevăr e realitate și nu e poveste. Ea este dintr-o colecție pe care o avem noi
pentru muzeul pe care îl vom deschide aici în sat. Este un motiv floral cu trandafiri stilizați. Aici este mai simplu motivul, pe pânză de casă. Noi încercăm acum să facem după modelele vechi și altele. Am o ie foarte veche, de la bunici rămasă. Este o cămașă cu stele, deodată o dimireață, poartă noroc, fericire, sănătate, spor la tate. Este o ie dintre cele mai vechi care se pot găsi în sat. Reprezintă pomul vieții. Persoana care mi-a dăruit-o după ce m-am căsătorit, s-o am amintirii, să am viața lungă, viața bună, precum sunt culorile vii. Ne-am propus să facem o colecție de ii, ca fiecare dintre cei care vor, într-adevăr, să se simtă român, să-și poarte propria cămașă. Să știe să o prețuiască așa cum a știut să o lucreze. Că numai cine lucrează știe să prețuiască munca. Pentru că se numără fire, se îmbină culori, se țes sentimente, amintiri. Fiecare are povestea ei, fiecare ei are povestea ei. Eu, de exemplu, am lucrat câteva lucruri cât am fost cu piciorul în gips. Am și plâns, am și oftat, dar am niște fețișoare de mese, niște prosopele la care am... Și deci fiecare știe ce coase acolo. Un dor, o jale, o bucurie. Cele mai vechi timpuri, femeile din sat s-au preocupat să prelucreze lâna oilor din gospodărie, să facă atât obiecte de vestimentație, precum și obiecte pentru decorarea interioarelor. Este un covor pentru nuntă, pentru că în mijloc motivul floral este cel care simbolizează jăminile care se rup deasupra capetelor la miri atunci când se întorc de la cununie, de la biserică și se aruncă bucățile la nuntaș pentru a împărtăși din bucuria cununiei, din a fericirii tinerilor. Culorile sunt stinse, culori liniștite, liniștesc și sufletul omului, sunt culori calde în general. Este un covor foarte vechi, este urzeală din lână, de păr, fire trase și este un motiv geometric. Și la noi aici unii zic motivul cu biscuiți sau turtă dulce. Ceea ce gospodinele au în gospodărie, au în fața ochilor, transpun în lucru. Covorul acesta este un motiv dulce. Deși culorile sunt mai tari, poate, sau știu, de anii le-au mai pierdut din intensitate, dar ne gândim la turta dulce și este un motiv pe care îl foloseau femeile, simplu, dar frumos. Ați spus că este confecționat din păr de lână. Prin ce se deosebește și explicați? De exemplu, aici are bumbac răsucit la asta. Ai urzeala din lână, din păr, e o lână mai cu firul lung, se piaptănă, se trag, după ce se aranjează bine prin pieptănare, se trag firele și cum este fuiorul de cânep, așa și lână. Este o lână mai... cu firul mai lung și se toarce subțire. Subțire se răsucește și apoi se folosește la urzeală. Acum sunt diferite tipuri de bumbac, se pot folosi, dar înainte femeile își făceau fie din cânipă, fie din lână, urzeala. Nu-l mănâncă mole? Nu-l mănâncă pentru că este purtat și un lucru purtat niciodată nu se distruge de către dăunători. Se distruge prin purtare și cu cât un lucru este mai purtat, cu atâta valoarea lui este. Ce credeți că la covoarele persane, înainte de a le valorifica, ci că pun cămilele să le plimbe
pe deasupra să pășească, să-l taseze în nisip, că atunci are aspect comercial. Noi nu le vindem, dar fiind vechi și scoțându-l mereu la vedere, nu se apropie nici mole, nici fluturi, nimeni nu-l atacă. Avantaj pe care îl au sătenii de aici este că primăria prețuiește valoarea persoanelor ajunse la a doua tinerețe și le susține toate activitățile utile. S-a rămas și eu surprins pentru că se păstrează tradiția, obiceiurile și sunt foarte mândru că am satul Mihai Viteazu și persoanele care sunt și se ocupă și sper să ocupe în continuare mulți ani de acum în continuare și să păstreze tradițiile. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să ne plângem dorul care-l mai avem, doar bucuria din lumea ferit, se apropie venirea fiului iubit. Am venit, măicuță, să roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să ne plângem dorul care mai avem. Maică prea curată, roagă-te mereu, pentru lumea întreagă, pentru neamul tău. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să ne plângem dorul care mai avem. Aurica Cojocaru este meșteriță recunoscută în toată România pentru pânza de casă țesută de-a lungul anilor, pentru covoarele și catrințele țesute manual, dar și pentru mărinimia ei. Doamnele de la Mihai Viteazu sunt ca surorile mele și când am un necaz, de multe ori îmi încarc bateriile. Faptul că ei trăiesc într-o oază, gustă din nestematele acestea ale tradiției, fac probabil să fie purtători de tradiții într-o zi. Doamna Aurica am prețuit-o întotdeauna fiindcă are o bunătate și mi-a demonstrat acest lucru odată când i-am propus cu mai mulți ani în urmă să doneze Asociației Meșterul Popular de Moldova stativele, la care știu că ținea foarte mult. Și așa și făcut și astăzi stativele doamnei Aurica, fiindcă noi nu avem un sediu la Asociația Meșterilor Populari din Moldova, sunt în parohia unui preot, Părintele Isai, la Iași, într-o veche biserică, biserica grecească din Iași, a adunat acolo parohieni mai bătrâni și mai tineri și predau meșteșugurile ca într-o veche breaslă de altă dată. Noi astăzi obișnuiți cumva să categorisim meșterii pe domenii în acesta, că e pielar, că e olar, că e lemnar, dar meșterii de altă dată ce erau în satele noastre? Fiecare meșterea în o gradă în gospodăria lui și se pricepea la de toate până la urmă. Și ca atare, oamenii aceștia trăiesc firesc. Și atunci când au nevoie să închistrească o, închistrească o. Când au nevoie să-și rostuiască o cămașă, fac o cămașă. Când e de țesut un covor, țes un covor. Și de asta, pentru noi, cred că noi suntem un pic falși în lumea aceasta modernă și postmodernă în care trăim. Și ca tare ar trebui să ne reîntoarcem și să învățăm firescul lucrurilor și a meșteșugurilor, aici, la talpa țării. O protește, Doamne, pe țărani!